bine, acestea, prin situația primară de comunități numărul 5 din 14 anii 2021, au fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Ședință pe care au fost trecute 8 proiecte pe ordinea de zi și plus un raport privind activitatea asistenților personal desfășurată în sedimentul. După ce v-au fost transmise materialele, am mai fost inițiat un alt proiect de hotărâre, cel privind acordarea avizului de principiu pentru documentația programului 81-2019, în vederea realizării secției temporare de construire pe terenul suprafață publicată de 4.962 m². Proiect de hotărâre care a primit avizul Comisiei de Specialitate și, în urmare, poate fi completat pe ordinea de zi și cu acesta. Dacă nu sunt discuții, pun la vot acest ordinea de zi completată cu acest proiect de hotărâre. Am putea să precizez că la ședință lipsește domnul Bacar Bogdan, lipsește motivat, este în izolare. Prin urmare, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare, cea din 28 decembrie 2020, toată lumea. Și vă atrag atenția că la fiecare ședință se respectați are prevederea în articolul 438 din Codul Administrativ, care stipulează cu privire la conflictul de interese, iar dacă în considerare se află într-o situație de conflict de interese, să anunțe acum în vederea consemnării procesul verbal. În caz contrar, intrăm la primul punct al ordinii de zi, cel privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Mântuți pentru lunile februarie-aprilie 2021, la care domnul primar a făcut un amendament, având în vedere situația aibită cu privire la lipsa domnului președinte actual. Propun ca perioada să se modifice, să fie ianuarie-martie, în loc de februarie-aprilie, față de forma inițială. Cine intră cu președinte să rămână în continuare ca să nu mai facem un nou proiect de hotărâre pentru luna viitoare. Da, corect. Domnul Vasile Mureanu, ar propune. Aici, pentru urmărită de la primară, ar fi bine să facem o adăugire, adică să fie și o rezervă. Cum era? Da. Să poți să dați, dacă un amendament sau poate o rezervă. Să aveți o rezervă, cum se întâmplă. Nu s-a votat data trecută, dar acum este prevăzut în articolul 2 să rezervă, să pleacă. Pentru să ținem cont, ca să fie... Da. Deci, credeam că aveți propuneri. Faceți atunci propuneri cu privire la alegerea președintelui. Propuneți totul lucru ca așa. Din partea grupului PNL, propunerea este doamna Maricica Naima. Cei doi aveți propuneri și pentru supleanți? Da. Trebuie să propuneți pe cineva. Domnul Ungureanu, aveți propuneri pentru supleanți? Deci, păsorii și supleanți noi. Vă propuneți? Dacă e, dar probleme. Dorea la propunere, am văzut că nu e care mai fost. Și la cei ceilalți? Da, la domnul Ungureanu și eu, da, supliant, da, da. Păi să trecem la votarea primei propuneri, la domnul Ungureanu, privind pe domnul Butucar Sorin, cine este pentru? 2, 4, 5 voturi pentru, restul împotrivă, abține? Împotrivă? Trecem la votul celei de-a doua propuneri, cea privindu-se pe domnul Maricica. Toți ceilalți, da? Și dumneavoastră abțin sau împotrivă, nu? Domnul a fost împotrivă, abține? Ne-ați spus împotrivă, nu sunt împotrivă. Ne-ați spus. Păi, eu v-am întrebat, n-ați spus. Da, am înțeles, am și eu. În primul rând, mulțumesc tare mult de încredere. Și să mergem mai departe. Începem cu primul proiect de hotărâre. Al doilea. Al doilea. Primul s-a întrebat. S-a votat. Da. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitate stat din Comuna Uitu, județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Dacă avem discuții... Aviz favorabil. Avizul favorabil, da. Din Comisia de Învățământ. Avem discuții pe acest proiect? Haideți, domnule. Domnule, vreau să veți în atenție transportul elevilor din satul Mamă.
am discutat și eu m-am dat pentru că am discutat și așa nu știu doamna directoare, nu s-a ajuns la nicio soluție. Problema care este? Cred că ar fi bine să vă implicați dumneavoastră în această problemă, pentru că n-am nimic împotrivă. Poate să aducă copiii și de la Bucovina și de la Bucănești. Dar nu mi se pare corect, atâta timp cât într-un sat aparțin comunei Turs, nu asigură transportul elevilor, să aducă din altul comun. Să le asigură transportul altul comun. Deci n-am nimic împotrivă, poate să aducă și din Bucănești. Dar întâi trebuie asigurat transportul elevilor din satul recomponentul comunei Turs. Consider că aveți puterea necesară să rezolvați această problemă. Cunosc problema. În prima discuție am avut-o cu șoferii pentru a vedea programul lor. Ei au adus în discuție că este destul de greu, fiind doi șoferi cu două microbuze, să se încadreze la timp. La ora 7, din ce mi-au zis ei, sunt în Poiană ca să vină cu elevii de acolo. Și a zis că la ultima cursă deja se întârzie 5-10 minute. Asta nu înseamnă că nu se poate. Eu am zis, acum s-a asfaltat pe partea de margină și timpul acum este mai redus. Dacă se începe de pe 8 februarie, o să le iau discuțiile și cu doamna director. Păi tocmai de asta, doamna, acum pe 8 februarie să putem rezolva această problemă. Dacă tot ați adus aminte de microbus, să știți că deja există solicitare și de la numărul 1, dar asta ar însemna achiziție de microbus și încă un șofer, plus cheltuieli. Aici este o decizie a Consiliului Local. Discutăm, încă n-am reușit să discut foarte detaliat cu doamna director pe acest subiect. Problema invocată de Consiliul de Administrație este că rămân fără ele și consideră că printr-un microbus ar putea reveni elevii de la școala gimnazială de aici să revină la numărul 1. Eu am spus un pic să se gândească și la alte soluții pentru a nu pierde clasa, ca să avem de unde alege. Da. Rămâne în analiză și luată o decizie în acest sens. Probleme sunt. Trebuie studiate și luate soluții ca atare. Cum? Și aici trebuie văzut, mai am zis și eu. Până la urmă o să ajungem că toți părinții ne cer să... Microbuzile care au fost pentru un avetiș. Trebuie văzută distanța, dacă e prevăzută de lege, o distanță anume pentru un avetiș. Și atunci lucrurile se... Trebuie să analizăm. Părinții la curs, dar curs. Timp ar fi scurt, n-ar fi o problemă, cine știe. Am văzut de s-a asfaltat. Acum. Sunt în jur de 17 copii pe zona aceea, deci am obținut informații. Să supunem la vot atunci. Aici o problemă, sau problema asta s-a rezolvat, cred că, sigur. Trebuie să mai angajăm noi un tractorist, un ceva, nu? Da, ar trebui pus în un concurs un șofer cu categoria D, să aibă și D-ul. Și se dă microbuzul la alb, că la alb este de funcționare. Trebuie făcut ITP-ul și pus afară. Și atunci ar face marginea, că poate să apuși la ITP. Ar face marginea dimineața o jumătate de oră. Și atunci după aceea lasă o mașină și își face treaba lui, care o are de făcut. Să coboare pe aici la biserică la Pulața. S-ar putea pune și microbuzul să la treabă ăsta. Ca să punem la treabă... Eu sunt de părere că, în primul rând, șoferul trebuie să fie atestat pentru transport copii. Păi ce spun, dacă are eu, automat are și pentru transport copii. Deci asta este singura soluție care ar fi să ținem cu câteva lucruri. Șoferii ăștia au și niște ingredienții. Da. Și un lucru de... Exact. Și da, ați făcut o cursă cu copiii, da. Dar încercați că au venit unul cu teo. Vă spun la 2000 de lei, vin unul la Transmoldova, aia 200 de lei la 3 luni. Dar mulți au fost la ar veni ca să lucreze. Și vine să meargă și cu tractorul? Da, de ce? Dar nu se învință de niciodată. Ar fi bine.
să o luați unul cu celălalt. Înainte de asta trebuie văzut în ce stadiu este microbuzul, pentru că tractorul nu era în cea mai bună stare. Microbuzul este în stare funcțională, mai trebuie și ITP-ul atât. Vedem, asta rămâne de văzut. Noi nici nu l-am pune. Cu toată sinceritatea, asta acolo nu l-am pune. De tractor am avut nevoie, l-am dus la service, s-a schimbat aproape tot la el și când se ideea cheie, s-a constatat că intra în viteză, dar nu mai pleca. Deci a descoperit altceva. Și stăm cu el de mai bine de 3 săptămâni în service. Păi și ce, cutia de viteză sau avea asta? Da, a fost o șurcă de la cutia de viteză. Dar poate fi autorul ăla, a fi echivat cumva. Da, hai să trecem la aprobarea. Instalații, bravo. Trebuie văzut și microbuzul în ce stadiu se află. Microbuzul în stare de funcționare. Domnul primar, trecem la șupun și peste tot. Au apărut străzi. S-a... Da, hai. S-a activat în locator? Ce anume? În număr de străzi. Așa. Da, pe ceea ce înseamnă platformă. Da, pe ceea ce înseamnă platformă, da. Noi, în momentul de față, eliberăm adeverințe și alte documente cu nomenclatura stradală aprobată. Dar nu ce informație, adică nici pe stadiul primăriei, nici pe stradiul primăriei. Păi nu, este pentru că se lucrează și în momentul de față pentru transport, pardon, exportul datelor din... din ceea ce deținem noi în RENS. Deci... Da, bun, eu nu-l pun, dar nu, vreau să spun că am... Există, eliberăm documente cu noua nomenclatură stradală aprobată, dar ea încă este în lucru. Înțelegeți? Înțeleg, da. Cu ceea ce înseamnă fixarea pe partea de electron, programul RENS. O să avem în vedere și la buget să prindem bani pentru achiziția de numere și străzi și după aceea să recepționați... Dar s-a ajuns la un loc ce faci, un număr și... Încă nu s-a stabilit. Alte discuții? Dacă nu este, să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deloc. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții și de personal al aparatului de specialitate aluate, în locul mai dus de zubată. Comisia a dat aviz? Da. Discuții? Deci dacă nu sunt discuții, se punem la vot. Păi aici, ar mai fi ceva, fi. Hai, organigrama, dacă ați văzut, sau au fost trecute în sarcina viceprimarului o parte din compartimente, plus desfințarea postului de mediu. Dacă vă uitați pe organigramă, am discutat azi dimineață cu doamna Gina de la Resurse Umane, avem în vedere și faptul că noi avem audit intern din asocierea comunelor și ar trebui, din punctul meu de vedere, să elimine și din organigramă postul de auditor. A rămas să mai discute la ANPP să vadă ce punct de vedere am și să ceară avizul. Dacă noi beneficiem de acest serviciu, teoretic ar mai trebui să figureze ca post în organigram. Dar asta rămâne de văzut pentru perioada ulterioară. Nu prima, s-ar putea să existe posibilitatea ca în viitor, ținând cont de fapt de protecția mediului, să ne impună să avem. Dar cum se desfințează acum, o să poate înființa foarte bine din nou atunci. Sarcinile, cum am zis și la o altă ședință, au fost preluate atât de domnul primar, prin fișa postului, cât și de domnul Lungu Lucian, care s-a ocupat după ce domnul Mandea a ieșit la pensie. Deci, există cineva cu o răspundere pe domeniu? Domnul primar, aici, de exemplu, la poziția 85, la departamentul piață, cât a fost problema cu piața cu asta? A fost suspendat salariul sau s-a luat salariul normal sau cum s-a procedat? Domnul Fiesta și-a lucrat în continuare, adică piața a funcționat. Nu, a fost piața închisă. Când? Păi, nu mă întrebare, nu am fost. Nu, piața a funcționat în permanență. Postul domnului de muncitor, i s-a dat atribuții specifice, nu... El nu a administrator la viață, el e muncitor. Că nu am văzut nicăieri, ești pensat la urmă. La ce mai nu am văzut nicăieri, adică este așa cum este. Da, vă zic, vă pot zice ce-a făcut. Vă dau un exemplu, pe Sevara, acum la prima zăpadă era puțin nevoie de flux sau nu era? La a doua era nevoie de antidrapa.
este valea, e uitată, n-a ieșit nimeni. Eu, cu toate că a fost consilier, așa, a fost voluntariat. Și pe Lâmpa Roșie, și în Hârșa, și unde a fost, a dat un toate, eu în locul, sau cu ei, întrebați. Dar acum n-am văzut pe nimeni, deci asta e problema. Exact. Domnul Hristos? Înainte se ispotea, ieșeau, se urcau în regol, că dea la o pată, dacă nu folosiți să rețeți, nu știu de ce. Înainte e când? Să rețeți, nu se folosește. Ce zăpadă e? Mai zice doar, să rețeți. Mașina nu prăștea pe de sarnă. Da? Pentru că ați achiziționat-o deja, nu. De ce? Îi trebuie și o părere de comandă. Nu are comandă pentru așa ceva și nici furturii. Și când a făcut niște furtuni, mai oameni. Da. Nu are parte de comandă, domnule. Nu se poate face. Nu are parte de comandă electorală. Ana, nu mi-e seriași? Odată ce sunt mai seriași? Am sunat la... Este odată în garanție și am sunat la firma unde... De unde a fost achiziționată și urmează să ne aducă. Dar mai mult cert aia noastră nu să fie funcțională. Pentru că nu putem să mergem prin improvizații. Pe niște lucruri care se află în garanție. Un utilaj nou, un autocamp, dar și să ieși cu mașina, să fie un contractor. Cum se ieșea înainte, ieșea la fără, dar să aici ce ieși. Dar spune-o să ne-a fost în frigorator comandă, în frigor acolo jos, la cojoc, la cataramă, la colac, la țara, la zăsata de rapat, un punct. Dar partea altă n-a dat deloc. Eu mergi în care am vorba. Acum nu vreau să mai cară, să care ce alată. De ce nu vine nimic? O să avem, vom vedea ce loc. Asta vă spun, deci dacă iese și nu-i... Acolo jos, în spune dumneavoastră, am fost personal să putea circula. Da. Și aici m-am dus la 84, la o informată ce primărie, că domnul ar fi la pensie. Mai este la pensie? Cine? Cine? La 84. Poziția? La funcția sportivă. Este, dacă este la pensie. E pensionare? Nu creează om. Nu. Întreb, este pensionat sau nu? Ce vreau să știu de la întrebări dacă are pensie? Că dar eu întreb pe fiecare salariat dacă e pensionat sau nu. Dacă ești asociat atât de la pensie? Eu l-am găsit angajat, îl folosim în folosul. Eu am înțeles, dar e bine să mă ajut. Comunității. Eu încep acum să întreb oamenii dacă ești pensionat sau nu. Probabil este, nu? Domnul Sorin, știți mai multe? Eu așa știu bine. Este? Dar să știu că e mai bine, dar trebuie să fie angajat în asociație, că vorba aia. Să știți, domnul, dacă tot ați adus discuția de el... Dar mine la toate au plecat faptul că nu a fost aderapat peste vale. Toată peste vale a fost un alnecuș complet. Nu zi de trebat, alnecuș. Este copil la un magazin, este o bătă la o pâine, este undeva, deci nu s-a ieșit. Ieșiți manual, nu s-a ieșit. Domnul, asta e. Pe pod am fost și am dat sigur, sigur, am cărat cu lopata când am lăsat acolo. Jos v-am spus, am fost personal sigur. Dar vreau de cealaltă, peste vale toată, nu s-a dat. Haideți să lăsăm. Pe fiecare lucru am dat, lăsăm sigur. Haideți să ne facem un moment. Să supunem la vot proiectul, vă rog. Cine este pentru? O abținere. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Localului Gurs, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Gurs. Comisia a dat aviz? Da. Discuții? Acum supunem la vot sau trebuie să... Da. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Se abține? Nimeni. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei partizilor cu masa lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată a comunului Tus, ce se exploatează în anul 2021. Comisia a dat favorabil. Discuții? Această partidă este pe tabla Slănic. Iar cealaltă de luna decembrie era în zona Hârșa. Hârșa, da. Fiecare la fel, da? Da. Hârșa sunt mai multe puncte într-un loc. Da. Sunt mai multe răsfeare, 2-3 fili pe zi. Și cea de data trecută s-a scos, da? Nu, chiar nu. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abținere? Da, hai să zic. Deci la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economice ale obiectivului de investiție extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oidus și Marginea, mărire capacitate sursă de apă, comună pentru Bacău. Comisia a dat aviz favorabil, da? Discuții pe această? Vă rog. Domnul primar, mă bucur că are continuitate acest proiect de extindere, chiar nu cu tot. Dar
problema care este? În momentul extinderea rețelei alimentare cu apă, pentru acest studiu de fezabilitate, nu gândesc că ar fi necesar să mergem și cu extinderea rețelei de canalizare concomitent, pentru că dacă omul aducem rețea de apă, trebuie să aibă și canalizarea. Un oituz e cum e, dar la margine, cum după asfaltul ăsta a avut cei de stații mici care a rămas între ziduri și astea. Consider că, mai ales că 23 de luni, mi se pare că am un termen cam lung, 23 de luni, pentru acest studiu de fezabilitate, ar fi timpul să inițiem un proiect de hotărâre și pentru canalizare pentru această zonă. Dacă îmi permiteți, da. Există un OSP aprobat în primăvara anului trecut de vechea legislatură, pe partea de canalizare. Acolo e vorba de 42 de kilometri de rețea de canalizare, cu o sumă colosală, transformată în euro, undeva la 8 milioane de euro, ceea ce nicio sursă de finanțare nu va aloca asemenea sume. Nu știu, din punctul meu de vedere și am reproșat domnului Pascu, că acel proiect nu este realist, deoarece se va găsi, dar nu se va găsi sursa de finanțare atât de mare și va trebui să spargem SF-ul în pachete mai mici. Din cunoștințele mele, ghidurile de finanțare sunt până într-un milion de euro pe extindere de la Uniunea Europeană. Urmează să avem în perioada următoare, sper să fie săptămâna viitoare, o întâlnire cu consultantul și proiectantul, consultantul pe fonduri europene și proiectantul, ca să vedem ce informații au ei despre noile ghiduri și cum putem face astfel încât atât partea de SF cu apa, cât și canalizarea, să ne organizăm exact, să le cuplăm și să fie bine. Doamne ajută! Rămâne de văzut. Adică aceste două SF-uri, apă și canalizare, mai mult ca sigur va mai fi adus în discuție și la buget și ulterior cu... Da, și este sigur că în tandem, cam în aceeași perioadă s-au făcut. Dar de-aia văd la canalizare de 40 de km, dacă vedem și Cărăstrău, și Reșunțul, și Călcăinul, și peste Valea, și strada principală, toată comuna, în afară de Căjoa și Baiana. De ce ai valoarea asta așa mare? Deci nu va pune. Proiectantul de așa-și proiectant a făcut și studiul ăla. Da. Dar revenind aici la proiectul ăsta, într-adevăr, proiectantul a dat două scenarii. Noi l-am luat cel mai ieftin, că mi se pare cel corect. Că, al doilea, e diferența de un loc de țeavă de PVC, să pun din țeavă de inox, de oțel. Într-adevăr, acolo nu se merită să punem noi, acolo nu o să fie probleme. Nici variantă ieftină nu o să găsim finanțare. Asta este, luăm foarte, foarte mulți. 1 milion de lei. 10 milioane. 10 milioane se pe apă. Cu captare nouă. Da, captare la multe de bazine la 300 de metri. Da. Cu tren de 170 de metri lungime, la o adâncime de 4 metri. Acolo avem un noroc, între ghilimele, că e apelor române locul și am putea face investiția. Cu apărări de mari, cu gardioane, stații de filtrare, care e un lucru foarte bun, ăsta trebuie să-i dăm înainte să-l face, pentru că... Discuții, deja am avut cu cei de la Sevilla Bacău, de la Apele Române, le-am pus deja în vedere că intenționăm să facem o investiție în zonă. Inimul și am spus că când este nevoie, să le solicităm și ne pun la dispoziție cu titlul gratuit. E nivel de aia. Da. Sunt comunicări. Și atunci scăpăm de problema cealaltă de la turnator, unde este cealaltă captare. Și atenție! Când facem cu turnatorul de la trenul ăsta care vom face și până la bazine, să ne dăm cel puțin un metru de pământ ca să băgăm conducta. Conducta este. Da, aici proiectul e încă o conductă. Deci a doua dată. Și acum este conducta, nu pe omul nostru, a primăriei. Trebuie să avem să fim în legalitate. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu supunem la aprobare proiectul, cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind atestarea investițiilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vitru, județul Bacău. Comisia a dat atest favorabil, da? Discuții?
E vorba de conductele de gaz. Da, conductele de autoconsoane, da. E normal să... Deci spunem la vot, da? Cine este pentru? Toată lumea. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordate cetățenilor de către consilierii locali din cadrul Consiliului Local lui Tuz. S-a dat avizul favorabil. Favorabil, da, ca nu la mea mea. Spuneți, vă rog. Punem la vot cu modificarea Și acum să supunem la vot proiectul. Cu amendamentele respective. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 9, raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul 2020. S-a dat avizul, da, favorabil, discuții cu raportul. Nu este aviz? Nu trebuie un raport, da? Discuții? Nu avem. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Nu se votează. Trecem atunci la următorul proiect de hotărâre. Privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ numărul 81/2019, în vederea ridicării interdicției temporare de construire pe terenul în suprafață totală de 4.862 metri pătrați. Avizul este favorabil, da? Da. Supunem la discuții. De cine există? Este favorabil? Există discuții pe această temă? Totul e regulă, da? Da. Sunt mai mulți. Trei bani. E vorba de zona bârcă. Da. Supunem atunci de aprobare. Cine este pentru? Au scheltuit o grămadă de bani, băieți. Acum, dacă noi am aprobat, să care va să facă cu nu? Acum, la nivel. Cineva. A fost interzis. Da, am știut și eu. Pentru ședința următoare, dacă nu există... La diverse, nu avem? Diverse. Eu, primar, aici... Spuneți, da, mă. Toată apa care vine de sus ne blochează cu mașină, trebuie să trecem, nu știu, poate la urmă, spune ceva. Sigur. Acolo unde s-a pus molozul, s-a pus pentru că era o ladă foarte, foarte mare. Cu mașina se poate duce foarte bine pe lângă. Bine cum a fost ăla. Deci nu a pus noi, nu știu cine a pus. Înțeleg. Dar am văzut că se poate trece ușor. Nu. Când vine apa, când plouă, cruviala se blochează. Deci blochează o mărugă. Se bătește chiar pe colț. Deci pe colțul ăla nu se bătește. Deci făcut o cruviala, nu e cine e. Ca să... Cu cineva? Hai.
extinderea la apă, știu că în perioada verii capacitatea apei nu prea face față întregii comun. Și vreau să întreb, domnul primar, dacă avem ceva soluții pentru extindere la bazine acolo. Am vorbat acum 10 minute în voi. La bazine, un bazin nou sau ce anume? PSP nu este prevăzut așa ceva. Pentru că proiectarea a spus că ar duce, dacă am captarea de apă, în bazin ar fi greu. Da, pe PSP nu este. Din punctul meu de vedere, în momentul de față există supraplin. Ar mai putea fi construit ca rezervă încă un bazin. Dar asta mai târziu și de văzut. După captare, după un an, doi, de văzut dacă alimentarea este suficientă sau nu. Dar nici să nu fie o investiție. Nu e vorba de magazinare, e vorba de debitul, ca să fii ce intră în bazin. Aici e problema. E o problemă. În momentul de față, noi încercăm să prindem în documentația de autorizare a serviciului apă canal. Și un supraplin de apă, din Leșunț. Ca să nu mai fie problema pe timpul verii. Ah, bine, bine. Dar legat la chestia asta, toți consumatorii au branșament, adică plătesc apa, nu? Păi aici, dacă am intervenit cu o anumită măsură, nu am putea diminua? Nu, dar am putea la cuvânt, vorbim care a terminat și nu mai. Nu, mergeam ce a spus Elena. Din păcate, nu, și vă pot da o situație estimativă, nu mai știu astăzi cum stăm. Din păcate, sunt cetățenii comune Uituz care au uitat că au depus cereri de branșare de-a lungul anilor. Noi avem această bază. În momentul de față, există o comisie care se deplasează într-o primă etapă la aceste persoane care au depus cereri. Săptămâna aceasta s-a mers, nu în fiecare zi, dar s-a mers. Și deja încep să vină și aceștia, recunosc. Nu neagă nimeni. Zilele trecute erau undeva la 60 de persoane care s-au prezentat să semneze contract, din care doar vreo 10 erau cu cereri. Estimarea mea personală e că există peste 200 de persoane acordate ilegal. Iar am avut un control de la APA Siret, pe serviciul APA Canal, atât pentru avizare, cât și pentru a vedea ce măsuri s-au dus la îndeplinire de la ultimul control când s-a luat amenda. Serviciul nu, și probabil știți, și am mai zis și cu alte ocazii, nu are cea mai bună situație și în orice moment poate fi închis. Dacă populația care s-a acordat ilegal nu înțelege că acest serviciu funcționează doar dacă sunt încasări, acest serviciu nu va mai funcționa mult. Pentru că mai e de achitat 186.000 de lei la împrumutul către primărie, la care se adaugă undeva la 30-40.000 majorări, iar anul acesta, sigur, asta înseamnă undeva la 200.000. Iar serviciul apă canală la nivelul anului 2020 a avut încasări de 196.000. Deci, dacă ar fi să gândim ce încasează serviciul pe un an, ar trebui să dea toți banii pentru împrumut, ca să cât de cât, adică cât să se apropie de închiderea împrumutului. Dar sunt cheltuieli la paravani, trebuie plătit curentul, furnituri, salariul doamnei. Deci noi, în momentul de față, la APA Canal avem un singur angajat, doamna Bună Maxim, pe post de contabil. Dacă lumea nu înțelege acest lucru, noi depunem toate eforturile ca să le reparăm ceea ce este funcțional. Da, știm, apa nu este potabilă, știm că rețeaua de canalizare nu este funcțională, știm de problemele de la stația de epurare, le luăm pe rând, sunt foarte multe. Cei de la APA Siret au apreciat că s-au făcut progrese, adică stația de pompare de la PMV acum este funcțională, stația de epurare a fost pornită. Faptul că ei au văzut că se mișcă lucrurile, au putut și ei să
ne înțeleagă că vrem să punem acest serviciu pe picioare și ne-au dat o, din nou ne-au dat măsuri cu termeni până în martie pentru unele lucruri altele până în august și foarte important să obținem autorizarea. Autorizarea ca să obținem toate lucrurile astea trebuie să fie funcționale, deci sunt legate una de alta. Dorința mea, și s-a văzut că am făcut apel în repetate rânduri, ca cei racordați ilegal, chiar dacă, dacă apa nu e potabilă, să vină și să punem acest serviciu pe picioare, să facă contract, avem în discuție să cumpărăm noi apometre, să ducem noi ca să punem apometrele. E un volum imens de muncă pe acest serviciu, în condițiile în care e un singur angajat. Adică ceea ce facem acum este domnul vice care se ocupă, cu domnul Fistoș, ați întrebat de el, cu domnul Nelu Avram, cu cei de la ajutor social și mai găsim oameni din comunitate care ne mai ajută la diverse probleme care ne depășesc pe noi și sunt specialiști în domeniu. Dar ați spus la concurs? Am scos de două ori și a venit și l-a luat examenul și n-a vrut să vină la muncă. A zis că salariul este nimic. Și a fost scos de două ori. Da, complicat. Ceva nu e? Ideea este, dacă lumea vine, cei recordați legal, să-și facă contracte și se achită facturile, putem pune pe picioare, iar noi ca primării să facem investiția astfel încât că apa să fie potabilă și canalizarea să fie funcțională. Nu este ușor, dar dacă ne canalizăm pe aceste două proiecte, eu estimez că în 2-3 ani putem zice că este funcțională. Dacă persoana care a luat examen, a avut motivație și o prezită? Păi am zis bani, de salariu. Salariu? Nu, că prima așa nu prea are. Am zis, salariu. Nu, 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 ca să pot interveni în partea de jos, adică rămâne tot satul fără apă. Nu știu, nu știu. Și trebuie să stau 12 ore să porcă tot de pe contul de rețea. Pentru că nu sunt la capete de rețea. Da, acolo bine. De cele 10 contacte care le-am? Contacte. Sunt acolo, sunt într-un apă, dar cu partea de jos. Aici stingă, până am făcut. Dar e mofat? E tot, tot. Și aveți 10 contracte nouă, era puțin drumul. Și din ce motiv nu s-a dat drumul de când ați făcut lumea? Eu aș de la dumneavoastră, de fapt. Păi da, dar o extinderea s-a făcut de bun. E drumul, sigur, dar poate că este consum și se plătește în interesul nostru. Și cerință numai că e. Păi și acolo nu s-a făcut, nu este branșat sau nu s-a făcut legătura? Deci nu ne băgăm, deci este, apoi este... Trebuie sigilii. Trebuie sigilii la apometră la cetățeni. Dar nu așa la apă. Nu așa rămas. Deci oamenii au făcut extindere de țară, au ajuns la apă. Să vede la primărie să trebuie să se dea drumul la apă și să-i pune... Să pună sigilii. 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 În acela se spune că nu-i spune. Am făcut în așa fel, să intre în normalitate, ca să-i dă o așa. Și am și explicat. Și omul a făcut cheltuială, dar a făcut cheltuială. Și vă așteptăm. Să treacă. Ori să facem ca la oraș, să vină să-și transmită fiecare indexul, mai des, nu lunar. Lumea este și comod, azi dimineață am vorbit... Dar nu să plătești 17 lei paușal luni de zile și apoi... Păi asta e înțelegerea la oră. Dar nu e bine așa. Nu, dar nu, da. Azi dimineață am vorbit cu domnul Avram, da? Cel care spuneți că e pensionar. Păi, să luați oameni primă, eu n-am văzut. Da. Am înțeles că vreau să aveți nevoie de pensioare, era un propagand. Acum ar trebui să fie contor, să pună sigilul. Pentru că erau acolo. Deci, ce vrei să-i dea asta? Aia mea gata, știu. Aia mea gata, frate, nu. Pensionar? Da. Nu știu că punem? Pensionar. E pensionar? Nu, noi nu trebuie să o termen, nici am dat, nici am plecat. Domnul consilier, care e adău? E pensionar? Da. Nu este adevărat. E interesant. El a venit din primărie. Da? Este domnul care s-a ocupat de urbanism și investiții la Bobenești. Am adus aici ca să fie sprijin. Deci noi l-am luat din câmpul muncii. În fine. Și n-a venit cu concurs. Nu este asta temă, temă era o să facem. O să începem în perioada următoare. Domnul Avram asta o să facă, să pună sigilii.
să citească contoare, să ducă facturile. Da. Hai, ziți dacă am la întâlnirea bugetului, să aveți în atenție și ce lucrări. De exemplu, garajul, utilajul care apărține... Construim un garaj pentru utilaje în primărie, să le scoatem o dată de acolo din curtea școlii. Ar exista locația, ați văzut societatea lui Liviu Ciupotar, și-a pus societatea acolo unde am pierdut el, sub tribună, și asta tot atelier, tot sub tribună, deci am avea și o posibilitate. Acolo avem curent, 380, la asta pe ecoaplate, deci am avea posibilitatea să facem bază sportivă, ar trebui lungim încolo, în clădirea din bază sportivă, adică până toamnă, până la cel grand școlar 2021-2022, adică n-ar trebui să existe utilaje din curtea școlii. Am avut o discuție. Domnul Așa, dar multe dată. Și se facă primul pas, la identificarea terenului. Și zic, nu o să fie de durat. Dar sunt dat problema asta de ani la lume. Dar nu e imediat să face noi și pe nu s-a răspund, cred. O să iei, dar nu mai e în fugă, acolo ai și gaz, ai cu căldură, ai curent, adică ai apă, adică atât de puteții. Am notat. Da, și mai aveți notatul. Insist și vă rog să aveți în atenție și betonarea segmentului de drum care am mai discutat din Pripor, de la din dreptul familiei Margasinilor, la nouă, pe Pripor, până la Rotara. Nu e distanță așa mare. Dacă nu cheltuim bani, efectiv, în fiecare an, cheltuim bani de comandă, dacă nu facem când, această când drum. Când va veni bugetul... Păi, tocmai de asta v-am spus înainte, că dacă vă spun după ce ați făcut bugetul, cred că plecat. La o formă inițială, bugetul este destul de strâns și e foarte greu să începem lucrări noi. Nu zic nu. Și eu sunt pentru că de mult am cerut și eu acest lucru ca zona respectivă, în zona respectivă să se facă o șansă. Nu le putem face pe toate într-un an. Cred că toată lumea e conștientă de acest lucru. Dacă anul acesta nu avem posibilități, cu siguranță anul următor vom face. Notați. Dar nu ne e nevoie de notat, că își cunosc problema și am cerut și eu repetate rânduri. Deci anul trecut, Consiliul de Țară a construit pod în zona Casa Catarana. S-a dus cu câțiva metri șanțul betonat la munte către Știbor. Dacă nu mergem cu șanțul betonat până în dreptul locuinței din Lungul Daniela, la cea primă vine, deci acel pod va fi, la prima viitor, va fi înfundat. Dincolo de la Lungul, dar la notată lungă, ca să iei imediat. La notată lungă, ca să iei imediat. La notată lungă, ca să iei imediat. La notată lungă, ca și aici altă problemă, aș întreba, de exemplu, următatul trecut era vorba de un proiect gaze, extindere gaze în Matunea și Călcâi. Da. În ce stadiu mai era acest proiect? În momentul de față nu există licență de exploatare. Am avut o discuție inițială cu domnul Buscă Ionuț. Dacă nu implică costuri, anul acesta să obținem licența de exploatare atât pentru marginea Călcâi, Vârja și Boiană, pentru că nici acolo nu există licența de exploatare. Dacă nu implică, sau dacă nu implică costuri foarte ridicate, anul acesta măcar să facem partea aceasta de documentație, iar după aceea să vedem și partea de extindere. Din câte îmi amintesc, din ei de gazul, vin și ei cu sumă. Da, 20%. Da. 20%. Adică extinderea din gaz, la Călcăi și în margine, a costat în jur de 1 milion de lei, 10 miliarde, care a crescut prin noi 800 de mii, 1 miliarde și 20, cam așa, în un document din era meu. Așa sunt multe lucruri de făcut cu noi. Nu le putem face într-o dată. Trebuie să le prioritizăm, care sunt mai grave să le facem. Noi cerem cetățenilor, în Consiliul Local, să-și îndejească locuințele, fațadele, dar avem și noi Casa Cataran, care arată destul de rău. Iar acolo se pot, poate fi compartimentată casa de trei apartamente. Trebuie să spunem, casa de incendiu, familie, ai unde să duci. Deci casa nu... În momentul de față e dată închirie, știți, nu? Cum? În momentul de față e dată închirie. Știu că e dată închirie, dar se poate renova, se poate amenaja. Nu? Nu am ce să numai trebuie să trebuie. E bună, domnul Dorina, ca să faci casa aia acolo, cred că costă mai mult decât fața asta. Nu, păi, da. Eu, dar am fost în casa aia. Asta a fost
Domnul Apostavir, și căminul cultural, care e fix în acest scop. Putem să-l folosim în cazul urgenței, în cazul... Na, facem problema. Problema care este, de exemplu, o familie cu patru copii. Fereastră și Dumnezeu să nu se întâmple. Da, o să stea la șor o săptămână la un frate, dar după asta la infine. Deci, automat, primăria este obligată să se asigure cu... Asta dacă se merită investiție pe locuință? Eu am fost, vorbesc cu cunoștințe de cauză, pentru că am fost în casa respectivă și știu cine e casa. Deci casa e din bolsar, din BCA, nu-i din plământ, nu-i din lemn. Ai spus că am luat înainte. În primul rând, și trei apartamente de acea casă. De ce a ajuns așa? Pentru că nimeni, și am spus și în altă, nimeni nu s-a îngrijit de acea casă. Dar gândiți-vă la varianta că noi, în Consiliul Local, cerem cetățenii Brunătus să-și... și fața trebuie să le construiască și să aibă aspectul ăsta. Deci, dacă ce e, trebuie să facem și noi. Domnul primar, nu știu dacă domnul casă acolo pentru buget, un prieten pentru domnul Vice, ca să-i dăm așa un fel pentru medic. Cu extindere la camere de supraveghere, doctor. Vă rog, măcar 10 camere pe toată comuna. Avem în vedere, da. Da, da, da. Deja sunt identificate punctele, să știți. Dar vă rog, notați. Nu trebuie, pentru că sunt deja identificate punctele. Da, dar colabora și cu noi, nu ne face drum așa, vă rog eu frumos. Cum? Să luați și cu noi discuții când le-au dat statele mari. Care suntem din zonă. De ce ne părerea cetățenilor? Cea mai bună. E bine, bine, bine. Așa e. Deci, așteptăm să ne propuneți, da? Așteptăm să ne notăm. Da, nu le luați de notată. Bine. Dacă mai zic. Să te dori, să te dori, așa avem un prieten. Faceți propunere, da? Dar nu vă oprește nimeni. Bun. Ne trimiteți o adresă scrisă, o avem. Și m-am luat pe oamenea sărată, când trebuie la biserică, spre anul știam. Chiar acolo este un izvor, dacă trebuie să vă l-a ajutat puțin o bandă. Cu o mașină rezolvată și acolo și intrarea aia la pensiune. Deci, e curcația. Pe la Ionel, dar nu în față. Chiar la Albișteală, până intre acolo și dincolo pe o parte la pensiune. La care pensiune? E... Nu, nu pot asta, dar nu știu. Ei au pensiune acolo, pe care de pericol. Că dă-l cu mașină, dacă mergeți cu tine, nu se rezolvă acolo. Dacă nu mai sunt amendamente, să încheiem ședința. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru colaborare. Vă seară frumoasă!